Bună ziua, în primul rând, și bine ați venit la locația noastră. Ne aflăm la județul Timiș, la Carani. Un loc extraordinar, o zonă agricolă importantă în România, o locație unde compania noastră lucrează aproximativ 6.000 de hectare de teren agricol. Cultivăm produsele de bază, porumb, grâu, orz, soia, rapiță, cu rezultate, spunem noi, bune și cu speranța unor rezultate și mai bune, pentru că am primit, așa cum observați de foarte puține ore, un set de utilaje de foarte bună calitate, un utilaj cu care deja ne mândrim. Despre ce este vorba? E vorba despre combinele New Holland seria CR 8.80, care tocmai ne-au ajuns, sunt încă calde. Este o decizie pe care a fost luată la nivelul companiei și care a ținut în primul rând cont de sfaturile și de recomandările inginerului nostru, directorului tehnic, domnul inginer Călin Chirean, un om care cunoaște bine problematica mecanizării și mai ales a utilajelor, mai ales a celor de nouă generație. Noi tocmai am primit utilajele în cursul zilei de ieri. Acum facem operațiune de montaj, de punere la punct pentru rapiță, pentru că săptămâna viitoare, cel mai probabil, și cu permisiunea doamne, spre exemplu, pentru vreme, atunci noi vom intra la rapiță și la ors deja. Așteptăm cu mare interes să vedem cum se comportă mașinile în teren. Avem convingerea că nu vor exista decât cuvinte de laudă pentru ele. Așa am și aflat și toate recenziile pe care le-am citit și toate părerile care ne-au fost transmise ne-au îndreptat către o concluzie că sunt mașini performante și de foarte bună calitate. În egală măsură, va urma și un curs, un training pentru mecanizatorii noștri, foarte important. O să-mi instruiesc mai mulți oameni decât combine, vedeți aici, pentru că poate cine știe, poate în perioada următoare, cu orizont anul următor, încă două, poate trei combine ne vor fi de mare ajutor aici la Carani. Ce înseamnă în agricultura în această zonă? Care este cea mai dificilă problemă și cum puteți să o rezolvați? Vedeți dumneavoastră, nefiind o zonă cu irigații, vremea joacă un rol foarte important. E adevărat că Timișul este o zonă a țării unde regimul pluviometric este unul generos. Însă, în ultimii ani mai ales, am constatat o problemă legată de nu de frecvența cu care plouă, ci de faptul că aceste precipitații vin inegal, să spunem așa, ori vin prea mult, ori nu prea vin. Și trebuie să fac o remarcă pentru acum 2 ani de zile, când în toamna a fost foarte, vara și toamna a fost foarte uscată. Adică fără precipitații, așa cum, spre exemplu, anul trecut în toamnă, din octombrie, a fost o toamnă și o iarnă foarte, foarte umedă, care ne-a ridicat mari probleme în a recolta, mai ales soia, spre exemplu, am recoltat și în noiembrie cultura de soia. Cred că principala provocare asta a fost cea de a ne organiza cumva activitatea, funcție de a ne strecura printre nori sau printre perioadele foarte secetoase. O altă provocare care am întâlnit-o aici e această luptă continuă cu îmburienarea și cu bolile culturilor. Lucru care la fel a comportat o serie de dificultăți și comportă încă o serie de dificultăți, întrucât în agricultură și mai ales la noi trebuie să intervii repede, trebuie să intervii exact când e nevoie, trebuie să intervii cu soluțiile cele mai bune, mă refer la utilaj, la soluția chimică și la momentul când o aplici, astfel încât să ai eficiența scontată în la finalul tratamentului sau după efectuarea tratamentului. Am avut și surprize să constatăm că tratamentul n-a avut efect sau a avut un efect parțial. Iar îmburienarea este una, zic eu, semnificativă, întrucât cel puțin terenurile pe care le cultivăm noi au avut o perioadă de 6, 7, chiar și 8 ani în care nu au mai fost arate, nu au mai fost poate lucrate într-un mod temeinic și conform unei tehnologii rezonabile. Iar asta a contribuit la creșterea gradului de îmburienare, la creșterea rezervei de burieni și de dăunători, dar și de boli în terenul respectiv.
Și în fiecare an e o provocare, această provocare, să spunem, legată de chimizare și de combaterea burienilor și dăunătorilor. Poate cea mai complicată dintre aceste trei provocări este cea cu oamenii. Rămân la părerea că poți să ai resurse, poți să ai și resurse financiare generoase, poți să ai și substanțe, poți să le ai pe toate. Dacă nu ai oamenii potriviți, dacă nu ai echipa potrivită care să lucreze și care să și gândească în timp ce lucrează, poți să ai mari surprize. Un alt lucru care ne-a, cel puțin pe mine, m-a ajutat a fost ideea că am reușit să le inoculez acest principiu al controlului. Tot ce facem, nu doar evidențiem, nu doar întocmim fișe de cultură, nu doar documentăm munca pe care o facem, nu doar menționăm deficiențele pe care le avem, ci și controlăm. Tot timpul încercăm să avem un feedback asupra activității, lucru care este foarte important în agricultură pentru a corecta, pentru a ajusta procesul respectiv, astfel încât până la urmă să ai eficiența și efectul maxim scontat. Cam astea sunt cele trei provocări majore cu care ne-am confruntat și cu care în continuare cred că o să ne confruntăm: oamenii, dăunătorii și vremea. Dintre toate, prima este cea mai delicată și pe ultima nu avem cum să o controlăm. Putem eventual, printr-o îmbinare între oameni, resurse și mașini, să reușim să ne învârtim în jurul vremii, să spunem așa. Dar cu oamenii îi găsești greu, îi școlești, unii mai pleacă, unii mai rămân. Pot să zic că din trei oameni angajați, selectați, poate școliți, am rămas cu unul. Cam asta a fost procentul și este încă bine, zic eu. Domnule Cristian Candet, sunteți genul de persoană care a lucrat atât în sudul țării cât și în vest. Haideți să vorbim un pic, e foarte importantă pentru mine această comparație. Întotdeauna cel din sud crede că cel din vest este mai favorizat. Este așa, nu este? Și care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei zone? Da, să știți că sunt cumva mândru de faptul că am lucrat și acolo și lucrez și aici. Eu mi-am făcut studiile aici. Am căpătat experiența acolo. Acum încerc să organizez lucrurile din nou aici. Există câteva diferențe semnificative între cele două zone și cred că, în primul rând, sunt legate de oameni, de raportarea lor la, să spunem, la autoritate. E mai greu de înțeles autoritatea în sud sau în vest? În vest e un pic mai important pentru un manager să fie atent și să nu cumva să dea dispoziție genul faceți aia. Aici trebuie să spui hai să facem aia. Trebuie să faci cumva părtași cumva la succes, dar și la decizie. Cumva trebuie să un pic să explici mai bine, eu știu, motivele și modul în care vrei să efectuezi o operațiune de o anumită manieră. Și în sud, cu siguranță că sunt rațiuni similare în foarte multe cazuri, însă acolo am observat că raportarea la autoritate este un pic mai ușoară. Acolo decizia de multe ori nu se discută, ci se execută. Aici e un pic mai dificil. Cam asta e în fond și cred că e cea mai importantă diferență și cea mai delicată pentru noi, pentru cei care trebuie să organizăm și să stabilim fluxuri de oameni, de resurse, de bani până la urmă. Eu am să vă mai întreb încă două direcții de discuție, tot la fel, comparație sud-vest. Ce se întâmplă acolo din punct de vedere al precipitațiilor, presiunea pe boli dăunători? Și a doua, ce se întâmplă din punct de vedere al vânzării achizițiilor de marfă? E mai aproape Constanța, iar aici e mai aproape vestul. Câteva cuvinte, vă rog. Vedeți, vremea nu are particularități pe vest sau pe sud. Într-adevăr, regimul pluviometric acolo este un pic mai sărăcăcios. Media precipitațiilor multianuale probabil că e undeva peste 500, dar sub 600 de milimetri pe an. Aici e undeva către 1000. E adevărat că e suficient sau e un loc în care, domne, e generos
dar dacă nu-ți vin la timp sau dacă vin disproporționat cu perioada în care ai nevoie de ploaie sau ai nevoie să lucrezi, atunci poți să ai și dificultăți majore în a-ți organiza cumva activitatea. De multe ori să știți că planul pe care îl faci astăzi pentru ziua de mâine, mâine dimineață îl întorci de vreo 3 ori pentru că a plouat sau că a venit un val de căldură sau a apărut vreun dăunător. Adică tot timpul trebuie să fii conectat și conexat la vreme și la influența pe care acest factor o are asupra culturii agricole și asupra activității de ansamblu a companiei. Legat de cealaltă problematică... Are dreptate sudistul că e mai avantajat cel din vest la precipitări? Puțin da. Ei de multe ori și pe bună dreptate consideră această zonă o zonă mai generoasă. Dar în egală măsură, totuși în partea de sud, cei care au sisteme de irigații sau sisteme de a-și aduce ușor-ușor apa în exploatație, sunt cei mai norocoși dintre toți noi care lucrăm în agricultură, în sensul în care pot să-și diminueze riscul de a pierde recolte și posibil să-și mărească șansa de a obține recolte foarte, foarte bune. E un lucru pe care noi încă nu îl permitem aici la Carani și cred că va fi și dificil să realizăm treaba asta în termen scurt și mediu. Însă poate să fie o idee foarte interesantă pentru viitor. Iar din punctul de vedere al vânzării mărfurilor, producției? Aici aș putea spune că există această șansă de a putea privi și către est și către vest din punct de vedere al vânzării produselor agricole. De multe ori vestul oferă și are capacitatea de a-ți oferi un preț mai bun pe produs decât îți oferă, spre exemplu, portul Constanța. Există în situații în oglindă în care, la fel, portul Constanța este o destinație mai avantajoasă decât este acest vestul. Dificultatea pentru noi de aici este să afluim marfa către Constanța. Singurul canal este cel al transportului CFR, unde ne-am confruntat cu probleme logistice în sensul de a găsi garnituri de vagon, de vagoane, de a le încărca în timp util, de a reuși să mutăm marfa în condiții rezonabile și în termene corecte până în port la Constanța. În egală măsură, totuși, fermierii de aici au această posibilitate de a alege mai ușor un preț mai bun, pentru că au și varianta vest. Iar vestul este un consumator important în privința semințelor oleaginoase. Soia, rapiță, cantități foarte mari iau drumul vestului. Am să recunosc că am vorbit puțin mai devreme cu dumneavoastră și ați spus de soia. Iată o zonă în care se face soia fără irigație, corect? Cum se prezintă? Care e, să spunem, cea mai profitabilă, zic eu, dar cea care va aduce mai multă satisfacție? Vreau să vă spun că în județul Timiș, anul trecut, am avut cea mai mare suprafață de soia cultivată, undeva aproape de 900 de hectare. Anul acesta avem 1250 de hectare cultivate cu soia. Există și aici o rețetă, cel puțin nou anul trecut am reușit să îi găsim dozajul corect și am obținut producții foarte frumoase și un profit absolut, absolut de mult augur, foarte motivant. Din acest motiv am și crescut cumva această suprafață. Și în acest an, cultura de soia până la acest moment se prezintă, eu zic că bine. Mai sunt multe provocări și, cum v-am mai spus, provocarea principală este cu bolile și cea cu burinare deja am depășit-o. Va fi o provocare foarte importantă cea cu vremea și cu legiumul pluviometric să plouă, adică să asigure culturii nevoia de apă. Pentru că alminteri, dacă avem și șansa asta, și acest an putem face producții care pot depăși 3 tone la hectar într-un mod relativ rezonabil. Iar rapița cum se prezintă pe zonă? Noi am început rapița anul trecut, e primul an când facem rapiță la Carani. Noi, această nouă echipă, am investit în cultura de rapiță și am făcut-o ca la carte. Deci așa cum spune, by the book, cum spune manualul. Avem șansa să obținem o producție bună. N-aș vrea să mă pronunț pentru că, știți cum e, până nu vezi boabele în siloz, nu poți să spui absolut nimic. Poți să vină o grindină, poți să vină o vreme, poți să scuturi. Adică sunt încă multe fenomene care pot interveni și care ne pot defavoriza. Am studiat destul de atent oferta în ceea ce privește combinele în general pe piața română și pe piața mondială.
Și după părerea mea, raport calitate-preț e cea mai bună alegere posibilă. Deci, ce înseamnă Twin Rotor? Twin Rotor este un sistem axial flow cu două rotoare care asigură o prelucrare a unui volum mai mare de material decât un axial flow simplu și în același timp asigură o trecere mai lentă a materialului prin batoză, asigurând o separare a produsului, a boabelor de resturile vegetale mult mai bună. De asemenea, combina are o suprafață de separare impresionantă. De altfel, modelul CR, în general, indiferent de dimensiunile lui, este la ora actuală campionul absolut în ceea ce înseamnă recoltarea. Prin acest sistem Twin Rotor, fiind o combină foarte simplă, cu foarte puține angrenaje, cu foarte puține curele și asigurând în același timp prin cele două rotoare un flux foarte important de material, la un necesar de cai putere mult mai mic. M-a bucurat foarte mult că cei de la Agroconcept au fost foarte prompți și ieri la descărcare și astăzi la montaj și m-au asigurat că și partea de training va fi făcută în cel mai scurt timp posibil, săptămâna viitoare, luni chiar, cu mecanizatorii noștri. Așa cum i-am văzut astăzi, eu le-am studiat un pic și echipa de service și dotările care le au, par niște oameni care știu să pună mâna pe cheie, știu să strângă șuruburile, sunt oameni care, cel puțin până acum, mă determină să cred că orice problemă eventual o să apară cu partea asta de mașini, problemele vor găsi cele mai bune și cele mai rapide soluții, pentru că în agricultură știți foarte bine, orice oră pierdută poate să însemne foarte mult. Chiar poate să coste foarte mult, dacă îmi permite să spun chestia asta. Și am văzut că sunt băieți tineri, ei în Timișoara și-au făcut o locație, un centru de vânzări și de service, am văzut undeva la ieșirea din Timișoara către Lugoj. E o locație care arată bine și peste partea cromatică sau peste partea de branduire și de marketing, cred că la nivel uman am găsit oameni care să se plieze pe nevoile noastre și pe modul nostru de lucru. Cum am spus, în agricultură, acum am nevoie de ei, acum dau telefon, vreau să fiu servit prompt și vreau să fie un serviciu de bună calitate. Ce înseamnă să ai silos? Și dacă vorbim pentru alți fermieri telespectatori ai emisiunii, de la ce suprafață încolo, de la ce producție pe hectar merită să ai silos, propriul tău spațiu de depozitare, așa? Depozitarea și mai ales condiționarea semințelor e un subiect delicat și important. Spre exemplu, anul trecut am fost nevoit să recoltez porumbul la o umiditate de 18-19%, tocmai ca să pot să eliberez terenul și să-mi fac rotația culturilor, să pot să cultiv terenul respectiv. Am fost nevoit să apelez la servicii de condiționare, tocmai sub această acțiune, servicii care sunt foarte scumpe. În egală măsură, depozitarea e un cost care nu întotdeauna e depășit de diferența de preț între perioadele anului, să spunem așa, prețul din august-septembrie și el să crească cu o rată mai mare până în martie, astfel încât să se acopere această cheltuială cu depozitarea. Anul trecut nu s-a întâmplat acest lucru. Totuși, silozurile și spațiile de depozitare autorizate îți conferă o siguranță, da, în a avea produse de bună calitate, în a-și păstra, prezerva calitatea, în a putea să ieșim către clienții noștri, către beneficiarii mărfurilor cu un produs salubru, un produs de bună calitate, un produs în care să nu interfereze cu procese microbiologice sau procese chimice care să denatureze calitățile și proprietățile. Deci nu sunt adeptul ideii să ținem marfa în orice condiții, în orice depozit, în orice situație. Cum ar trebui privită agricultura? Este ea de fiecare dată profitabilă? Sunt convinsă că compania la care lucrați se întâmplă treaba asta, dar este pentru toată lumea așa? Cred că și nu știu dacă sunt în asemenea tuturor, dar eu am în vedere atunci când bugetez și calculez, să spunem așa, business-ul ăsta în continuare, și elementele principale sunt cam următoarele. Din 4 ani agricole trebuie să ții în calcul că un an agricol s-ar putea să fie dezastros. Deci să fii pe plus minus zero, ci să ai pierdere. Iar dintre ceilalți 3 ani de zile, din cele 5-6 culturi pe care le faci, una
să-ți iei în calcul să fie la fel o pierdere acolo. Cumva așa ar fi bine să-ți construiești cumva business planul și cash flow ca să nu ai surpriza că business-ul ăsta nu ți aduce și câștig. Pentru anii când ești pe pierdere, trebuie să îți iei în calcul și formula de a te susține cumva, deci a putea suporta, pentru că în agricultură, vă dați seama, e un lucru cert, 8-9 luni pe an împrăștii banii pe pământ, în pământ, și în câteva zile la recoltare trebuie să îi câștigi înapoi, poate mai puțin, poate mai mulți, doar știința și poate și asumarea unor riscuri face ca să câștigi într-adevăr în agricultură. Cred în continuare că știința e cea care face diferența între profit și pierdere. Cred în continuare că găsirea celor mai potrivite soluții particulare pentru fiecare zonă agricolă sau pentru fiecare areal sau chiar pentru fiecare parcelă până la urma urmei asigură cumva o minimizare a riscurilor. Dacă accesi matricea asta, atunci poți deveni și poți investi în agricultură. Dacă nu accesi matricea de care v-am povestit, atunci s-ar putea ca eșecul să te facă să-ți schimbi domeniul de activitate și agricultura trebuie făcută și cu suflet. Nu poți face doar matematică și agricultură. Trebuie să lucrezi un pic și cu sufletul. Și sunt foarte mulți agricultori în țara asta și dumneavoastră cu siguranță că îi cunoașteți mai bine decât îi cunosc eu și nu dau nume aici, dar includ pe toți, în care au pus foarte mult suflet în munca lor și au știut să și piardă. Nu s-au bucurat doar de câștiguri. Și vă spun sincer, au fost oameni care și-au construit o experiență vastă și sunt formatori în astăzi de opinie și sunt specialiști care au învățat din aceste ani greși, din aceste pierderi, să spunem, sau din aceste eșecuri, să spunem așa. Sunt lecții care trebuie să le avem și cred că în fiecare domeniu sunt astfel de situații. Așa cum cred că sunt domenii care sunt foarte mecanizate, foarte automatizate, în care, într-adevăr, câștigul este cert, e la virgulă, dar nu e agricultura. Agricultura nu e un astfel de domeniu.